Da, bă, da. Bă, cap de ou, domino, ai picat ca o piesă. Trebuie să tragi în el și după aia să fugi, că ți-e frică de mine, exact. Trebuie să facem așa swap-ul. Da, tată, o dai, bă. Jos. Salut, oameni buni, și bine v-am găsit la un nou joc pe canal numit Free Fire. Sunt convins că deja știți care e treaba cu jocul ăsta. Am decis să încerc și eu Free Fire, să vedem care este treaba cu el, pentru că mi se pare super, super, super interesant. Așa că, înainte să începem, vreau super să cocoșați butonul de like și butonul de subscribe dacă mai doriți episodii din astea super, super forțare din Free Fire. Ia uite, suntem pregătiți aici, am băgat deja și niște diamante, bun frumos, ne cumpărăm Fire Pass, ne cumpărăm toate nebunile astea. Așa că, oameni buni, hai să nu mai pălăvrăgim și să-i dăm cu niște opening-uri de început. Bun! După cum am spus, am 2180 de diamante, așa că primul lucru pe care vreau să-l fac, vreau să iau Fire Pass-ul și o să-l iau pe... Bine, asta îmi dă plus 50 de... bă, forță, mă, minus 42%. Hai să-i dăm direct cu ăsta, îi dăm cumpărare direct, așa, dăm X la chestia asta. Mamă, direct cu haine m-a băgat! Forță, 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 iau ce ne-a mai dat aici, ia. Weapon Royal Voucher, ne-a dat și niște gold. Congratulations, asta zic. Asta zic, băi. Mamă, da, ne-a dat bine, rău. Ia uite, mare cinematic. Ia fi atent. Mamă, no access. Direct s-au băgat să hecuiască. Da, tată, forță. Deci vedem că avem un free spin. Hai să vedem ce ne pică și nouă din prima. Ia, bum, mi-a picat direct o armă. Mamă, ok, hai să-i dăm așa. Ideea este că, ia stai puțin să-i dăm download. Holy, cât de Caterinca arată ăsta, bă. Mamă, nu era încărcat tot. Mamă, cât de tank arată, mâncați-și. Mamă. Ideea este că avem de unde să alegem și unde să folosim cele 981 de diamante rămase. Avem The Heist Pack, avem chestia asta cu Casa de Papel, avem Diamond Royal, Gold Royal, Weapon Royal, Incubator. Aici la mașini, sincer, am deja mașina asta. Am deja mașinuța asta, sunt prea șmecheră, bă, cu McLarenul meu. Dar cred că o să dau la Casa de Papel. Hai să-i dau cu 5 spinuri. Hai, bă, să le deschid pe toate unul după celălalt. Dă-i. Dă-i. What? Băi! Mi-a picat ceva auriu. Mamă, a, 5 din prima mi-a dat. Am înțeles, mai 5. Băi, dai o dată cu 5. Băi, de fapt, nu, stai să-mi aduc aminte, că vreau să-mi aduc aminte. Dă-i, cu încă 5. Hai. Ce mi-a picat? Mamă, mi-a picat două, una după cealaltă. Vreau să-mi pice Casa de Papel, vreau să-mi pice skin de ăsta, tank. A, uite, am nevoie de 5 tokenuri ca să-l cumpăr. Hai, dă-i. Mi-a picat, 5 de alea. 5 tokenuri, mai deodată 5. Hai, dă-i așa direct, de la foc automat. Mamă, câte arme, bucățași. Ia fi atent. Make it rain, asta zic. Pe 90, make it. Mamă, e arma mea preferată. Mai deodată de 5 ori. Token. 50%? 5% gold card, nice. Și mai avem de încă 5. Hai. Măcar de mai îmi dădea o dată, bă, măcar de mai îmi dădea o dată. Hai să mai dăm, mai dăm o dată. Aia e, bun, forță. Hai să ne punem și noi, am un free spin. Ia. Ce mi-a dat? Niște pantaloni. Bun, hai să ne echipăm toate chestiile astea, ne punem toate nebunile astea pe noi. Și după îi dăm direct cu primul meci. Să vedeți aici cum joacă Zăsami profesionistul, băi. Da, bă, da. Parcă mai venim și noi de acasă cu ea. Uite-te și tu aici frumos cu jetpack de ăsta, tank pe spate. Hai să-i dăm și noi start. Primul meci pe ziua de astăzi. Pregătiți-vă. Doar să vedeți aici ce înseamnă cocoșarea adevărată. Bă, bă. Asta zic, tată. În 10 secunde se dezlănțuie Zăsami furia furiilor. E jale. 3, 2, 1. Hai să vedem unde ne dăm drop, băieți. Hai să vedem unde ne aruncăm. Bă, nu văd. A, așa, nu vedeam avionul. Eram... What? Nu știu dacă să merg la factory. Vedem, nu contează unde mergem. Nu contează unde mergem, că oricum câștigăm. Oricum câștig, ce ai? De fapt, aș lua mai mult în partea de nord, sincer. Aș lua în partea de nord. Dă-i, bă! Mamă, deci efectiv e prea tank, sincer. Deja au început băieții să se bată. Bă, nu vă bateți încă. Uite, stai să iau acolo la casele alea. Hai să vedem ce arme iau. Ce arme găsesc aici, în prima casă, direct. A, da, bă, am găsit un bag. Ia uite și tu, am găsit helmet level 2, forță. Mamă, shotgun. Shotgun de început. A venit AK-ul. Gata, tată. Ia uite-l pe la acolo, ia fii atent cum se trage. Fii atent cum se trage. Cum trage Zăsami.
direct a ieșit din range. M-a auzit, a văzut că am țintă foarte bună și de-aia a ieșit. Vă garantez eu. Deci vă garantez că de-aia a plecat. The Samizor! Da, frate! Asta zic, primul kill pe ziua de astăzi. Și asta e doar începutul, pregătiți-vă să vedeți voi acolo când se începe nebunia, că e jale. Se începe nebunia, e jale rău. O, mă luat ce mă capaș, omularul ăsta. Hai că m-a riverit dacă e. Nu voiam să pun scopul pe asta, dar merge, e forță. Hai să mergem în zonă direct, că ne cocoșează. Mamă, dar e prea, e diferență mult prea, mult prea mare, frate. Dacă te joci de pe tabletă cu ăștia care joacă de pe calculator, e mult mai catering ca pe tabletă și pe telefon. Că, băi, ideea e că m-am jucat cu Andreea. M-am jucat mai înainte un bine, acum câteva zile ne-am jucat niște meciuri de astea. Bă, frate, i-am cocoșat pe aia, n-au înțeles ce se întâmplă. Efectiv, nu înțelegeau băieții ce se întâmplă. Era, suntem prea buni. O, bă, mamă, ce reacție, insane reaction. L-am văzut, am stat 15 secunde, am uitat unul la celălalt și după aia am tras. Dacă vă întrebați, așa se face. Așa se face aici, așa suntem toți jucătorii de pe telefon. Prima oară te uiți 15 secunde la celălalt, spui, mamă, ăla e jucător. Și după ce ai văzut că ăla e jucător, după aia tragi. Există o singură problemă cu meciul ăsta. Am uitat să-mi activez sunetul în căști. Eu nu înțeleg de ce stau cu căștile acum pe urechi, pentru că eu oricum n-am sunet acum. Mai sunt 25. Aolo. Fuga dreapta. Mai bine puneam ținta și-i dădeam. Campașul bolanul ăsta. Hai să ne băgăm și noi să vedeți skillurile mele de conducător. Să știți, am carnet, adică dacă vă speriați e ok. Așa. Ia uite-l pe ăla. Dă-i direct. Unde e șobolanul? Dă-i. Uuu! Jos cu tine, băi. Oricum am movement puțin de cartof, dar aia e, băi. Nu toată lumea s-a născut învățat, ok? Că acum o să vină oameni care o să zică: "Da, Sami, te mint ca ultimul șobolan, că nu știi ce te joci de Sami." Băi, e al treilea sau al patrulea al meu meci. Să vedeți aici gândirea ala The Sami. Ne urcăm, luăm high ground. Asta trebuie să facem, să luăm high ground. Verificăm tot timpul toate împrejurimile. Băi, dacă mergem și ne uităm de 15 ori în spate, înseamnă că e o problemă cu mine, băi. Vă zic ca 15 ori, n-am sunet și nu înțeleg de ce. N-am sunet în urechi. Voi aveți sunet. Șobolane. Ah, nu se spamează ca șobolanii. Nu se spamează ca șobolanii aici. O, da, bă, da. Acum am învățat un lucru nou. Nu se mai spamează ca șobolanul. Se dă tap-tap. Se dă tap-tap. Ia, tap-tap. Nu prea merge tap-tap. Am tintat pe el. Am tintat pe el! Așa, Project Big, jos culcat. Cred că nu sunt singurul care n-are sunet în meciul ăsta. Aolo, trage careva în mine. Aolo! Jos, Rav. Mamă, cred că nu sunt singurul bot din meciul ăsta. Nu știu de ce am impresia asta. Uite-l în față, l-am simțit. Hai să-i dăm una cu sniperul. Costoiu! Jos, Costoiu! De capul meu! Bun! Sebi! Du-te, Sebi, de aici! 1v1! 1v1! Hai că nu prea campez dacă e! Uite-l! Da, tata, l-a bătut pe Andrei și Zăsami a dat buiaca! Asta zic, băi! O dai cu Zăsami? O dai cu Zăsami, băi? Ia uite, l-am bătut și pe Andrei, care, băi, Andrei, n-a fost bot, ok? Hai, aplauzele, s-aud aplauzele, ia uite. Da, tată, 1400 damage, 11 kill-uri, sunt wrestler. Da, bă, da. Bine, n-ar fi primul meci pe care îl câștig, este deja o obișnuință pentru mine să câștig meciuri, că dacă vă arăt toate statisticile mele de meciurile trecute, nu o să prea înțelegeți nimic, că sunt un jucător mult prea bun, adică înțelegeți? Parcă discutăm altcumva acum. Hai direct cu meciul numărul 2, despre ce vorbim. Da, bă, da. Ce asta de aici din stânga de jos? The Samizor am 55 ce? 55 de kill-uri? Da, știu că atâtea kill-uri o să fac. Cred că o să merg. Hai, bă, să mergem la bătaie. Hai să mergem la bătaie direct. Îi dăm direct pe bătaie. Player, ia să vedem unde-s playerii. Bun, intrăm înăuntru. Repede, luăm rucsacul, luăm tot ce trebuie. Nu vreau să pun shield-ul jos. La tarmă l-am auzit. Cred că l-am și văzut. Stai, 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 stai,
apropiem, stai să ne apropiem. Cu ăsta trebuie să dau mai bine, mai trebuie să fie un șobolan aici după. Mai trebuie să fie un șobolan aici după. Uuuu, da bă, da. Ăsta-i spiritul. Ăsta-i spiritul, bă. Hopa. Bă, cap da, wow, domino, ai picat ca o piesă. Ce toxic e să samizor. Uite încă unul. Da, sunt prea departe, sunt prea departe cu acau. E după gard. Hai cap de norcă, vină cu a. Hai aici. Ia uite că fuge. Băi! A, tu fugi de mine, a? Da, mă, da. Da, tata. Ăștia se bate aici jos? Nu, se bate sus, cred. Cred că sunt sus șobolanii. Aolo! Da, 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 tata, nu o dai cu zăsami. Trebuie să tragi în el și după aia să fugi, că ți-e frică de mine, exact. Și trebuie să mai fie unul, mă, trebuie să mai fie unul, l-am tot auzit pe ăla. Deci efectiv l-am tot auzit pe cap de... Uite-l! Da, bă, da! Ați văzut, bă, două meciuri și cum se vede evoluția? Nu o dai, mă! Se aud pașii prea bine în jocul ăsta, mă, se aud pașii prea bine în jocul ăsta. Deci am venit aici pe hotspot, am făcut 6 kill-uri și acum plec victorios. Încă un kill băgat așa pe spate. Bă, de ce cre... Bă, stai că ăla era player. Oh, stai să facem așa swap-ul. Repede. Încă un hit, încă un hit, brodere. Încă unul. Da, tată, o dai, bă. O dai cu ze samizor. Încă un player, încă un player. Nu! Mi l-a furat Hades! Mamă, ce țintă am! Mi-am spart armura, da, tată, jos cu tine! Mi-ai furat kill-ul, băi! Trebuia să am 10 kill-uri acum, mi-a furat și șobolanul la kill-ul. Bă, nu se face așa ceva. Se ascundea după copac ăsta. Ăsta se ascundea după copac. Și mai e unul aici sus. 10 kill-uri la Zasami. Ăsta garantez că n-a fost player, a avut ținta prea bună. A avut ținta prea bună, dar n-o dă cu Zasami. Încă unul acolo. S-a băgat pe chetroi. Reload, punem țintaciu. Rusu, jos cu Rusu. Bun, 12 kill-uri, 12 kill-uri la băiatul. Oh. Ok, oh, îi văd pe harte, am văzut. Bun, unul mort. Bun, doi morți. 14 kill-uri la Zasamizor. Hopa. Hopa. După copac, după copac. Da, da, abracadabra, da, tată. Ne dăm un medkit. Hai, avem 15 kill-uri momentan. Suntem foarte rău, suntem foarte rău, băieți. Uite kill-ul aici jos cum e. S-a băgat în casă. Mort. Cred că trebuie să mă duc repede după încărcător. Vestă level 3 să mă bată și trugaleții foregrip. Ce avea ăla? Hai, hai. Uite-l. Da, tată, da, 17 kill-uri, forță. Mi se termină bateria, trebuie să mă bag repede în casă, să mă duc să-mi iau repede încărcător, că nu mai pot. Nu mai pot! Repede încărcător! Repede! Nu! Uai, de ce mi-au damaj? Nu, mi-a luat ăla kill-ul. Cap de ou, nu așa. Mort, așa, tată, așa. Am greșit încărcătorul. Repede încărcătorul numărul 2. Gata, tată. Mamă, unde îmi dau medkit-ul, mâncați așa. A, l-am văzut. Jos, Martin. 20 de boabe. 20 de kill-uri. Presimt că o să trebuiască să mă joc cu...
Bun, jos, 21 de kill-uri. Ne uităm și în spate tot timpul să vedem să nu vină, să nu ne vină vreun cotei. Haida, 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 haida. Haida, uite-l. Uuu, jos! Culcat! 22 de kill-uri. Exact pe hotspot unde am venit. Pe cloc. Mutăm înapoi. Jos. 23 de boabe. 1v1. Câștigăm sau... Da, tată! Puia! Asta zic, bă, 24 de kill-uri! O dai? O dai cu așa ceva? Bă, vezi că a fost tancă rău meciul, bă, a fost tancă rău meciul. Am fost aici, repede, după hărcător, după tot ce se poate, adu repede. Da, două meciuri, două win-uri, 24 de kill-uri. Ce vrei mai mult de atât? Ce vrei mai mult de atât? E absolut forță. E, bă, sunt deja tăticul lor. Sunt tăticul lor, ce vrei? Da, bă, da. Oi buni, cam asta a fost episodul de Free Fire. Sper că v-a plăcut toată nebunia din acest episod. Vă mulțumesc foarte mult că ați urmărit clipul până aici. Eu am fost Sami, ne vedem data viitoare și nu uitați, dacă vreți și voi să descărcați clipul, aveți acolo un link în descriere, este forță. Puteți să-mi dați și ad ca să ne jucăm împreună, să facem o nebunie, să facem un squad de la puternic, să câștigăm tot ce se poate. Eu am fost Sami, ne vedem data viitoare și v-am pupat, pa, pa!